Față în față, doamnelor și domnilor, într-o nouă ediție la Focus TV. Tuturor, bună seara și bine v-am regăsit! În această seară și pentru început, emisiunea la care a spus și spune prezent candidatul PDL la funcția de președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Dinu Iancu Sălăjanu. Domnul Sălăjanu, bună seara și bine ați revenit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, bine v-am regăsit! Fără îndoială, în continuare, marele absent al momentului este președintele încă în exercițiu al Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc. Vă reamintesc că celor care ați fost în ultima perioadă alături de noi, faptul că domnul Tiberiu Marc, ca și reprezentanții PSD înscriși în campania electorală, au fost invitați de fiecare dată la astfel de emisiuni, însă de fiecare dată au înțeles să nu participe la o astfel de emisiune din rațiuni cunoscute doar de către dânsii. Cum vedeți acest lucru, domnul Sălăjanu? Întâlnirea din această seară, cel puțin în teorie, se pregătea să aducă în fața telespectatorilor candidații cu potențialul cel mai ridicat, haideți să spunem, la accede la funcția despre care aminteam. Eu ce pot să comentez pe marginea acestui subiect? Eu sunt prezent, am venit pentru o confruntare care să aducă în fața oamenilor care ne privesc dezbaterea ideilor și a planului de strategie pentru viitorul acestui județ. M-am gândit că astfel oamenii vor putea să aleagă mai bine între cei mai bine clasați candidați în acest moment la funcția de președinte al Consiliului Județean Sălaj. Nu știu care este motivul pentru care domnul Tiberiu Marc absentează, nu mi-am propus să comentez acest lucru. Oamenii judecă fiecare după rațiunea lor. Era până la urmă o bătălie de idei. Dacă vreți, o bătălie de programe, o bătălie de strategii din care avea de câștigat județul Sălaj. De altfel, despre strategii și despre proiectele pe care fiecare dintre candidați le are pentru județul Sălaj s-a vorbit foarte mult în ultima vreme. V-aș întreba pentru începutul acestei emisiuni, cum vedeți dumneavoastră programul de dezvoltare durabilă al județului Sălaj? Programul de guvernare locală se numește Coerență pentru dezvoltare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că viziunea mea presupune o dezvoltare de ansamblu, coerentă, unitară și pe termen lung a județului. Înseamnă că urmăresc să creez un cadru propice pentru dezvoltarea mai multor sectoare ce privesc viitorul județului, infrastructură, mediul de afaceri, turism și alte lucruri. Strategia pentru mediul de afaceri, de exemplu, presupune un mediu de afaceri care să fie ansamblul tuturor factorilor de orice natură, demografici, sociali, de infrastructură, fiscalitate și așa mai departe, care să determine nivelul investițiilor dintr-o regiune. Dacă mediul este prielnic, vin și investițiile și invers. Dacă nu este prielnic, nu vin investițiile. Presupune însă acest lucru anumite chestiuni mai mărunțele, pentru că din amănunte se construiesc până la urmă lucrurile mari și durabile. Așa ne vorbiți și despre ele? Cu mare plăcere. Și asta vă spun, mi-ar fi plăcut să fie și contracandidatul meu aici, pentru a putea avea o dezbatere coerentă asupra măsurilor care sunt necesare pentru progresul acestui județ. De aceea, strategia mea pentru mediul de afaceri presupune flexibilizarea taxelor și impozitelor, asigurarea sprijinului de infrastructură, indiferent de natura lui, utilități, drumuri, dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat. Ce înseamnă asta? Că atunci când apare oportunitatea unei investiții, atunci când un investitor vrea să facă ceva, orice, va găsi un sprijin la Consiliul Județean. Adică, dacă el vrea să facă o fabrică de conserve de legume, de exemplu, la Zimbor sau în altă comună, în extravilanul comunei, eu ca și președinte al Consiliului Județean analizez propunerea sau ideea lui și, dacă ține de competența mea, îi asigur 200 de metri de asfalt, dacă trebuie, până la locul investiției. Dacă are nevoie să nu plătească timp de un an, doi, anumite taxe și impozite care țin de competența mea, îl sprijin. Dacă are nevoie de utilități mai aproape de locul investiției și țin de competența mea, să-i le ofer. Și dacă nu ține de mine, mă ofer să mediez o negociere între el și autoritățile responsabile. Poate am niște cheltuieli cu cei 200 de metri, să zicem, de drum. Sau pierd niște bani la Consiliul Județean timp de un an sau doi,
atâta cât omul are nevoie să se pună pe picioare. Oricum acei bani eu nu i-am. Dar dacă nu sprijin, nu o face și pleacă în altă parte. Astfel, eu nu voi mai câștiga niște locuri de muncă pentru oamenii de la Zimbor. Ce câștig? Reduc rata șomajului dacă se face acea afacere. Și astfel numărul de oameni care vor fi șomeri vor fi mai puțini. Poate pe lângă el cu timpul apar și două ferme de legume să-i ofere și lui materie prime. Și uite că așa îmi apar niște locuri de muncă și uite că mai apar câțiva plătitori de impozite și taxe și uite că se poate duce vorba și mai departe despre județul Sălaj, despre că aici Consiliul Județean sprijină mediul de afaceri și uite că așa Sălajul ajunge să conteze la nivel național. Și ce ne facem dacă nu apare nicio posibilitate pentru investiții? Eu mi-am propus să înființez un birou în cadrul Consiliului Județean care să sprijine mediul de afaceri și mai mult. Să-mi aducă și să-mi caute și să-mi aducă investitori. Și acel birou să funcționeze, adică el trebuie să pună la dispoziția investitorilor toate informațiile de care aceștia au nevoie. Și nu oricând, ci atunci când au nevoie. Adică date demografice, date sociologice, date statistice, studii și așa mai departe. Și mai mult, dacă nimeni nu caută pentru investiții, atunci să caute ei. Există târguri de afaceri, există expoziții unde se reunesc investitorii. Să participăm și noi peste tot și să ne prezentăm oferta. Să nu stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să ne pice din cer. S-a tot vorbit în ultima vreme despre faptul că sunt mulți tineri care vor să-și găsească un rost, vor să-și demareze o afacere, însă posibilitățile lor sunt destul de limitate, cel puțin în principiu și la această oră. Spuneți-ne dacă ați gândit soluții și pentru a-i ajuta pe acești tineri care până la urmă sunt viitorul. Oare de ce tinerii pleacă la studii și nu se mai întorc? Pentru că nu au la ce să se întoarcă. Pentru că ei sunt critici, au speranțe de viitor, au așteptări, au orizonturi. Și cu tot regretul o spun că și eu sunt tată și am copii. Nu regret că am copii, să nu mă înțeleagă oamenii greșit. Regret că nu văd un viitor pentru ei în actualul Sălaj. În momentul de față nu văd viitorul. Nu văd linia orizontului. Nu văd pe nimeni să încerce să-i sprijine. Să le dea chiar și un sfat. Chiar, nu știu cum să vă spun, să le prezinte niște posibilități. De ce credeți că lipsesc aproape în totalitate de la vot? Pentru că ei sunt alegători critici și raționali. Pentru că ei au văzut ce li s-a oferit până acum. Aproape nimic. Bun. Cum îi ajutați? Un exemplu ar fi printr-un program de stimulare și sprijinire al antreprenoriatului în rândul tinerilor. Avem mai mulți tineri care nu au bani să facă ceva sau dacă totuși au ceva bănuți, nu știu ce ar fi mai bine să facă cu ei pentru a nu-i pierde, fiind dominați de această teamă a unui eșec. Și cu toate acestea, Consiliul Județean îi poate sprijini printr-un program de consultanță cu privire la demararea unei afaceri sau chiar printr-un program de sprijin financiar și, sigur, nu-i putem ajuta pe toți odată. Dar ajutând anul acesta câțiva, la anul altfel și tot așa, uite că o să reușim treptat să facem ceva pentru ei. Azi de soarta lor nu se interesează aproape nimeni sau putem, de exemplu, să accesăm fonduri europene pentru pregătirea lor sau pentru reconversia profesională a lor. Și așa mai departe. Important e să ai voință, să faci ceva pentru ei, soluțiile se găsesc ușor. Și vreau să vă mai spun ceva. Avem o colegă în partid, nici nu vreau să-i dau numele, a propus crearea unui incubator pentru dezvoltarea de afaceri în rândul tinerilor. Din păcate, de la nivel local, de la nivel județean, n-a avut sprijin pentru a găsi o clădire care să găzduiască acest incubator de afaceri. Era vorba de a găzdui 250 de tineri printr-un proiect european, un proiect care le asigura banii necesari 2 ani și jumătate pentru funcționarea unor birouri unde să-și dezvolte o afacere. Uitați că cei în a căror competență intra această sarcină nu s-au plecat asupra acestui proiect, nu s-a găsit acea clădire care să
le poată fi gazdă și așa au mai plecat un proiect în alt județ. Vreau să ne oprim, domnule Dinu Iancu Sălăjeanu, în cele ce urmează, asupra modului în care gândiți dezvoltarea mediului rural din județul Sălaj. Știe foarte bine toată lumea că județul Sălaj este un județ preponderent rural, un județ în care foarte multă lume ridică numeroase probleme. Mă refer la cei din mediul rural și au nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vorbim însă, cu permisiunea dumneavoastră, despre aceste lucruri. După o scurtă pauză, revenim așadar.